Astăzi, ora 12:31, drumul național 15, european 578, localitatea Brâncovenești. Un autoturism se deplasează pe ruta Toplița-Reghin, când șoferul pierde controlul asupra mașinii care se izbește frontal de un cap de pod. De aici este proiectat în rostogolire spre o casă. Un pasager din spate ajunge să fie aruncat afară și moare imediat după impactul cu asfaltul. În față, șoferul și pasagerul din dreapta scapă doar cu zgârieturi. Eram chiar în poartă. Atunci am auzit o bufnitură, cum o dat, cred că aici am pod, și atunci am sărit cumva așa prin aer și văd că acum e întors invers. Mă mir cum de rezistat, cum e mașina așa. Am văzut că doi au ieșit și unul pe urmă jos, am văzut soția la unul dintre ei, doi frați, mi se pare, după câte am înțeles. Sunt soția uneia dintre ei, cred că e decedată. Eu așa, după părerea mea, au avut viteză. Neatenție și viteză. În mașină se aflau doi frați, iar victima este soția celui din dreapta. Șoferul, în vârstă de 64 de ani, a mărturisit, bulversat de eveniment, că soarele l-a orbit pentru o secundă și atunci a pierdut controlul asupra volanului. A urmat impactul și decesul cumnatei sale în vârstă de 70 de ani. Loviturile la cap au fost atât de puternice încât nu i-au mai dat nicio șansă femeii. Martorii spun că această curbă a făcut mai multe victime de-a lungul timpului. Impresionați de drumul bun, șoferii calcă prea tare accelerația și uită să fie atenți. Au fost într-adevăr, cum a spune vecina de aici, până aici nu ne-am mutat. Când, după ce ne-am mutat noi aici, a murit unul aici, tot acolo pe unde mașina aia. Cineva tot spunea, o altă vecină spunea acum că mai murit doi și tot acolo, a dat mai încolo, cu vreo 100 de metri. Eu nu știu, o curbă așa mai dulce, mai păcătoasă așa. Poliția rutieră Reghin, prezentă la fața locului pentru cercetări, a întocmit dosar penal pe numele șoferului, acesta urmând a fi anchetat pentru uciderea din culpă a cumnatei sale.